Bună seara și bun găsit la săptămâna la întâlnire cu avocatul dumneavoastră. Avem în această seară o temă pe care nu am abordat-o de mult, procedura de adopție, și două invitate care vă vor oferi răspunsuri foarte interesante cu siguranță. Doamna Cristina Neacșu, director adjunct la Direcția de Protecție a Drepturilor Copilului. Nu știu dacă am zis corect, doamnă. Bună seara, dacă nu mă corectați. Bună seara. La Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, sector 4. Foarte lungă titulatura. Da. Și doamna avocat Cătălina Bordianu, dar ca de obicei și dumneavoastră sunteți invitați. Nu aveți decât să sunați la numele de telefon afișate pe ecran și suntem aici pentru a vă răspunde. Doamnelor, am anunțat ca temă procedura de adopție, dar și drepturile copilului. Dreptul fundamental, cred eu, și cu siguranță sunteți de acord cu mine, este dreptul la familie, la părinți. Dar, din păcate, sunt puțini aceia care... Puțini, nu sunt atât de puțini. Sunt și mulți care nu au acest drept, care nu au părinți, care nu au familie. Ce facem în această situație? Cătălina? Da. Chestiunea asta a apartenenței la o familie e o situație, în opinia mea, înainte de a fi o situație de drept, cred că e o situație de fapt, pentru că în egală măsură sunt și foarte mulți copii în familii care sunt aproape la fel de abandonați ca cei care nu au deloc părinți. Și pentru unii și pentru alții există proceduri prin care statul a trebuit să intervină și să le protejeze interesele, pentru că orice decizie care vizează copiii trebuie să se fundamenteze pe interesul superior al acestora. Așadar, pentru cei care sunt în familie și sunt într-o situație de risc, există niște proceduri de intervenție urgentă, cu planuri individualizate, adaptate exact situației în care se află, iar pentru cei care nu au deloc părinți, nu au deloc o familie, de asemenea și aceștia intră într-un sistem de protecție socială în care uneori planurile de intervenție se finalizează cu o propunere în vederea adopției. Am revenit la această temă pe care noi de-a lungul timpului am mai abordat-o, deoarece ne-au cerut-o foarte mulți telespectatori. Deci sunt foarte multe familii interesate să adopte. Iar la noi în țară, înțeleg că aproape 10.000 de copii intră în sistemul de asistență socială în fiecare an. Cât este de complicată această procedură de adopție, doamnă? Este într-adevăr o procedură destul de lungă. Nu știu dacă este... complicată. S-ar putea să vorbesc eu din punctul de vedere al unui om care a lucrat mult timp cu adopțiile și cu această procedură și atunci mie s-ar putea să nu mi se pară chiar atât de complexă. Sunt niște etape care trebuie parcurse. Care e prima? Ce trebuie să faci? Când primul lucru este să... Ai un copil și nu poți. Nu vrei să apelezi nici la fertilizare in vitro, nici la alte metode medicale? Primul lucru pe care trebuie să-l faci este să depui o cerere și un dosar la Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului de la domiciliu. Și de acolo o să te preia specialiștii din cadrul serviciului de adopție. În 90 de zile vor să aibă loc câteva întâlniri cu asistentul social, câteva întâlniri cu psihologul. Și după 90 de zile obții sau nu obții atestatul. Depinde. Se obține greu? Nu se obține greu. Este vorba de a respecta niște norme general valabile ale normalității, ca să zic așa. Da, nu o să obții atestatul dacă asistentul social se duce acasă și află că în mod frecvent dormi pe banca din fața blocului, că bei și că te bați cu vecinii sau, cum am auzit eu, că te-ai bătut cu un vecin că făcea zgomot prea tare frigiderul. Nu, atunci nu obții atestatul. Dar dacă ești un om normal, care are prieteni, merge la serviciu, are o locuință, are un venit stabil, este o persoană echilibrată, toate șansele. Am spus de o persoană, deci nu este nicio problemă dacă nu e o familie. Nu este nicio problemă. Această întrebare am primit-o foarte des. Dacă, în general, mamele întreabă, mai greu cu tații, dar cu siguranță eu am cunoscut și un astfel de caz. Avem și cazuri de... Da. Deci poți fi și singur, neapărat o familie. Da, sigur că da. Legea nu face nicio distinție între familie și persoană. Sunt niște condiții materiale
care trebuie îndeplinite neapărat, adică un anumit tip de casă, un anume venit? Nu. Legea nu precizează. Spune că trebuie să ai venituri suficiente și o locuință care să satisfacă nevoile unui copil sau doi, depinde câți vrei să adopți, sau trei sau patru, depinde cum... Lucrul ăsta rămâne la aprecierea specialiștilor, da? Degeaba ai o casă cu 5 camere, locuiești singur în ea, dacă ele nu sunt mobilate, sunt dărăpânate, nu este curățenie, nu poți să le întreții, nu poți să-ți plătești căldură, lumină și așa mai departe. Dar dacă ai 2 camere și vrei să adopți un copil, nu este niciun fel de problemă, da? Dar în condiții civilizate, ce înțelege marea majoritate, condiții normale. Deci, practic, această etapă nu este atât de complicată de depășit. Noastră, din experiență, știți altceva? Eu aș spune chiar că e aproape un formalism obținerea certificatului de familie adoptatoare, pentru că, până la urmă, cei care manifestă un interes în a adopta un copil sunt pregătiți exact în sensul acestora, condiții materiale normale și niște garanții morale obișnuite. Eu cred că problema pe care ar trebui să o ridice certificatul acesta, atestatul acesta, este cu privire la așteptările familiei legate de relația de filiație care urmează să se constituie. Eu cred că aici, de fapt, este marea problemă și dezamăgirea. Și știam că, la un moment dat, în cursul acestor ore de pregătire în vederea obținerii atestatului, se fac niște ore de pregătire și se făceau niște desene, toată lumea trebuia să facă niște desene în care să se reprezinte și le făceai cu atenție, cu să fie perfecte, și venea cineva și îți dădea cu apă peste ele și se blura totul, și asta era de fapt prefigurarea între ceea ce aștepți tu și ceea ce urmează să fie. Și cred că problema în sensul acestui certificat ar trebui să fie acest tampon, micșorarea acestei prăpastii. E un gol uriaș între așteptări și rezultat, fiindcă este un act curajos, eu rămân la ideea că este un act extrem de curajos, pentru care oamenii apreciază că merită un copil perfect, fiindcă ei sunt atât de curajoși încât își doresc un copil perfect. Și de multe ori în această nișă se inserează problemele. Chiar așa e? Vin cu așteptări la dumneavoastră? Chiar îi simțiți că își doresc băiat, fată, ochi albaștri? Da, asta este o normalitate și, să fim serioși, părinții biologici se gândesc cum o să le fie copilul pe care îl așteaptă și așa mai departe, ce o să se facă el când o să fie mare. Deci asta e o normalitate. Ideea este că familiile adoptive pot să vorbească cu niște specialiști în cadrul serviciilor de adopție care îi pot pregăti cu ceea ce înseamnă adopție. Spre deosebire de un părinte biologic care nu are la dispoziție un psiholog, un asistent social, aceste familii adoptive... Bine, au și ei 9 luni în care se obișnuiesc cu ideea. Sigur, fără specialist. Da, dar ideea este că în adopție specialistul îi însoțește și în perioada următoare. Părintele biologic, mai puțin. Și ceea ce nu mi se pare corect, dacă vreți punctul meu de vedere. Da. Nu întotdeauna familiile care au norocul să aibă propriul copil se poartă așa cum ar trebui să se poarte cu contrazele lor. Eu cred că fiecare familie sau persoană care dorește să adopte este un câștig pentru sistemul de protecție al copilului, pentru un copil. Eu nu cred în perfecțiune. Și ce este perfect pentru mine, clar nu o să fie pentru dumneavoastră perfect și așa mai departe. Perfectul meu nu e perfectul altuia. Dar cred că dacă sunt bine pregătiți și dacă se ține legătura cu persoanele care adoptă și cu specialiștii din cadrul serviciilor și persoanele care vor să adopte, țin legătura, adopția este un proces de succes.
Acum am început cu partea ușoară, cu acest atestat de familie adoptatoare, da? Așa se numește, așa e corect. Problema intervine acolo, la copil. Copiii sunt foarte greu declarați adoptabili. Sunt peste 10.000 de copii, așa spuneam, intră anual în sistemul de protecție socială. Foarte puțini dintre ei sunt adoptabili. De ce? Ce înseamnă copil adoptabil? Ce condiții trebuie să îndeplinească? După cât timp poate fi considerat adoptabil? L-a lăsat mama în spital și nu vine să-l vadă sau în cămin luni întregi? Cât trebuie să aștepți ca să-l declare adoptabil? Există mai multe etapizări din punctul acesta. Da. Din punctul acesta de vedere. Poate să fie declarat adoptabil dacă părintele vrea chiar de la nașterea lui, după 60 de zile de la naștere, deci nu imediat, sau la 6 luni după ce intră în sistemul de protecție, dacă sunt cauze imputabile părintelui, sau... Exact, ce înseamnă acest lucru? Nu știu, l-au pus în pericol sau nu l-au vizitat niciodată și au făcut o... când l-au vizitat, dacă l-au vizitat, l-au pus iarăși în pericol și așa mai departe, sau la un an după ce a intrat în sistemul de protecție, dacă nu sunt cauze imputabile părintelui. Adică, un an de zile, părintele acela și-a vizitat copilul, a menținut relațiile cu el, dar din cauze care poate nu au depins neapărat de el, poate n-a reușit să-și păstreze un loc de muncă, poate nu are o casă, nu știu, diverse motive, iarăși poate se pot face demersuri pentru declararea adoptabilității copilului. Dar care sunt cele mai frecvente dintre cazurile astea? Care au incidența cea mai mare? Cele de un an sau cele de 60 de zile? Cele de un an. Problema este că... Și un an este mult pentru dezvoltarea unui copil. Așa este. Dar problema este că copiii nu intră, sunt foarte puțini copii care intră direct de la naștere în sistemul de protecție. Când zicem 10.000 de copii, eu cred că sunt cifrele un pic exagerate, nu cred că intră atâția copii anual, dar mă rog. Și 3.000 ar fi mult și 4.000 ar fi mult. Corect. Și unul. Și unul, fără părinți. Da. Și părăsit undeva este foarte corect. Dar nu discutăm de bebeluși sau de copii mici, discutăm și de copii mari. Și de obicei, familiile care adoptă își doresc copii de vârstă cât mai mică. Este și normal, până la urmă, să vrei orice să fii cu el de atașament. Da, eu am o rezervă aici și... Pe procesele de atașament? Nu pe procesele de atașament. În ceea ce rezervă la ideea de a-l adopta cât mai mic? Cât mai mic, da. Pentru că... de obicei, în adopție nu există foarte multe informații despre mamă, despre părinți, despre familia alergită a copilului. Dar ce te-ar ajuta dacă vrei neapărat acel copil? Numai un moment. Cele mai multe persoane care doresc să adopte, își doresc copii de vârstă mică ca să-i formeze ei și să fie sănătoși, vin așa cu copilul ideal în minte, să fie sănătos, să fie frumos, sănătosul e cel mai important, da? Și să-l formăm noi. Problema este ce te faci dacă copilul respectiv are o problemă. Și tu, fiind copilul mic, nu-ți dai seama dacă e o problemă neurologică, fiziologică sau este o problemă de lipsă de stimulare. Că este lipsă de stimulare, asta poți să o recuperezi. Dar dacă nu ești pregătit să-ți asumi un copil care are probleme reale, atunci este un eșec. Un copil de vârstă mai mare poți să-l formezi, nu este adevărat că nu-l poți forma. Poți să-l formezi, poți să-l educi, da? Și îl vezi dacă e sănătos. Vă întreb pentru un telefon și după aceea revin la ce a spus dumneavoastră, am două amendamente. Neapărat trebuie să le fac. Avem un prim telefon. Bună seara, domnule, din Germania. Bună seara, cum vă numiți? Mircea din Germania, să rămână. Bună seara, vă ascultăm. O întrebare pentru doamna avocat și pentru invitatul dumneavoastră. Vă rog. Cum se face ca noi, ca și români, sistemul de adopție care facem pentru a încerca de a ne mări familia, e foarte greoi și pentru un străin, în cel mult 3 luni de zile, se rezolvă totul.
Vă referiți străin, o secundă, o secundă, vă referiți la procedura de adopție din altă țară, când spuneți străin? Procedura de adopție, da. Mă refer la exact ce a spus dumneavoastră. Am înțeles. Adică în Germania, unde locuiți dumneavoastră, durează doar 3 luni. Sunt făcute hârtile pentru România, nu pentru Germania, să știți. Deci hârtile sunt făcute pentru România și stau cam de vreo 2 ani de zile și am pe cineva, bun prieten care e de aici, în Germania, nu i-a luat mai mult de 3 luni de zile, să-i se ofere toate actele și ce a avut nevoie. Și ar trebui să spui și adevărul. Să vorbim pe etape. Dumneavoastră, în ce stadiu sunteți? Deci aveți un dosar, aveți un atestat de familie care puteți adopta un copil deja? Da. Și așteptați un copil? Da, bineînțeles. Doamne? Deci așteptarea asta cu documentație, cu tot, s-a făcut aproape 2 ani de zile. Există un termen în care ar trebui chemat sau... Nu există niciun... Nu știu de termen, dar eu zic că ar trebui să spui adevărul și de străinii care fac adopții la noi în țară. Cred că este o neînțelegere. Cetățenii străini... Neînțelegere... Nu... Vă rog. Nu este niciun neînțelegere, pentru că majoritatea copiilor din România care sunt sănătoși și bine îngrijiți și n-au niciun fel de probleme... Sunt pur și simplu pentru sport. Eu zic că aici ar trebui... Eu vă contrazic, deoarece adopțiile internaționale au fost oprite la noi în 2004. În 2013 s-a revenit asupra procedurii și s-a creat o portiță, dar nu pentru cetățenii străini total, care nu au cetățenie română, deci, niciunul dintre ei. Portița, da, aveți dreptate, portița e creată și aici trebuie umblat și vorbit. Ajungem la această portiță de adopție internațională, dar cetățenii străini, total străini, fără niciunul dintre membrii familiei, ca niciunul dintre membrii familiei să nu aibă cetățenie română în momentul ăsta... Ați avut un caz cu vreo 2 luni în urmă, tot dat topos, care s-a luat cu forța un copil și trimis în America. Da, nu, în primul rând, unul dintre părinți avea cetățenia română. Da, ambii părinți suntem sau români. Sau ambii. Să știți. Cel puțin unul, am spus, avea cetățenie română. Deci aveți cazuri care le-a dat pe post și portița aceea pentru exterior a rămas deschisă. Și aici ar trebui să vorbească mult mai mult. Vorbim atunci despre adopțiile internaționale. Acum, care ar fi această portiță la care vă referiți? Dar până la urmă eu vreau să vă dau un sfat. Nu mai credeți chiar tot ce vedeți la știri. Trebuie verificat. E foarte frumos să faci o știre de senzație. Dar cazul acela e în cercetare și în momentul ăsta nu prea se știe unde este adevărul. Deci poate fi o familie de bună credință. Așteptăm tot pe TVR internațional să aflăm adevărul, că de acolo ne inspirăm majoritatea. Mulțumesc foarte mult pentru încredere. Încercăm. Deci, în acel caz, se cercetează încă și familia aceea avea actele depuse de foarte mult timp. Deci nu s-a făcut în 3 luni acea adopție. Hai să vedem atunci, las eu amendamentele, ne-am notat aici, că nu vreau să uit de ele, și să vedem care este portiția spre adopție internațională, doamnă avocat. Ar fi bine, chiar vă rog să... Sigur. Mulțumim pentru încredere și pentru telefon. Portița pentru adopțiile internaționale este... De fapt, ce înseamnă adopție internațională? Înseamnă atunci când domiciliul familiei adoptatoare nu este în România, în același loc, măcar în aceeași țară cu cel al copilului. Deci copilul provine din România și familia adoptatoare din străinătate. Unul dintre părinți, cel puțin, trebuie să aibă și cetățenia română sau, dacă nu, să se afle într-o relație de rudenie până la gradul 4. Deci, cumva, vorbim fie de o adopție, n-aș spune neapărat în familie, dar într-o familie extinsă, sau avem acest element al naționalității. Și cred că există foarte multe garanții și post-adopție, acea monitorizare pentru care există amendamente, știu, și care se face, trebuie făcute rapoartele trimestriale, se fac prin comisie rogatorie, în fine, prin organismul, prin autoritatea centrală, așa cum prevede Convenția de la Haga.
Dar aș vrea să revin un pic și să îi înțelegem cumva și pe ei, fiindcă într-adevăr există foarte multe fake news-uri pe subiectul ăsta, dar ele se poziționează pe un teren al incertitudinilor, pentru că peste tot se vorbește de câți copii instituționalizați sunt în România, câți copii sunt abandonați și într-adevăr așa este în situație de nevoie. Pe de altă parte, acestor statistici extrem de umflate le corespund un număr de adopții foarte scăzut, copii declarați adoptabili foarte scăzut, adopții reușite puține și din alea care se încep se pierd pe parcurs. Deci după ce ai surmontat toate lunile astea, nu știu ce, e declarat adoptabil, ajungi la încredințare în vederea adopției, la un moment dat, hop, că vin părinții firești și îți dau o declarație sau când îi chem la consimțământ, se poate să ajungi să se suspende procedura de adopție cu revizuirea hotărârii de deschidere a procedurii de adopție. Nu este de neînțeles asta. Deci, când ai foarte mulți într-o găleată și foarte puține aici și ar trebui să existe un echilibru, sigur că îți pui o întrebare. Ceva nu merge, cu unde siguranță. Unde sunt? Merge, exact. Și atunci pe acest sentiment de neîncredere și de frustrare și de surmontare a tuturor fricilor și a tuturor demonilor unei familii de genul ăsta, și dacă vine și spune numai buh, gata, s-a terminat, crede orice, pentru că nu are o explicație logică și poate că aici poate să ne ajute. Asta mă gândeam, să vă rog să completați dumneavoastră din experiența noastră. Sectorul 4, vorbim concret, câte adopții internaționale ați avut? Noi adopții internaționale nu am avut pe raza sectorului 4. Știu nu că ați avut cereri sau nu s-au finalizat? Cereri. Nu, nu am avut, n-am avut cereri și nici nu s-au finalizat, logic. Dar nu am așa o expertiză pe partea de adopții internaționale, dar din câte știu eu, este puțin probabil ca odată când, dacă ai ajuns la încredințarea în vederea adopției, să mai vină părintele și să spună că sau să se oprească procedura sau puțin probabil, dar din moment ce în lege există eu o portiță, eu nu am avut Domnului, da. Niciodată în lucrez din 2001, am lucrat parte de adopție, n-am avut niciun caz în care să ajung să se asisteze procesul de adopție. Dar uzual așa, care ar fi termenul? În cazul telespectatorului nostru, cât ar fi trebuit să aștepte? Acum are depinde foarte făcut? Mult de ce criterii și-a pus. Pentru că dacă dorește un copil de vârstă mică, aceștia nu prea ajung să stea foarte mult în sistemul de protecție, pentru că prioritatea au cetățenii care locuiesc pe teritoriul României și care își doresc copii mici. Cetățenii români care locuiesc în străinătate pot să adopte copii care au stat mai mult de 7 luni în sistem. Pentru că prioritar copiii se duc la declarația adoptabilă. Declarația adoptabilă, da. Declarația adoptabilă, da. Acum, dacă criteriul este să fie neapărat fetiță sau băiat, da? Ne-am redus șansele 50%. Există o astfel de poate să spună, da, pot să spun. Să fie sănătos, să nu fie din părinți care să aibă, nu știu, diverse boli sau care să provină din anumite medii. Astea sunt niște criterii care îți restricționează foarte mult. Și în principal, grupa de vârstă. Grupa de vârstă restricționează foarte mult. Spuneți și aici era primul meu amendament că nu-i justificat această nevoie sau, mă rog, pretenția părinților adoptatori de a lua un copil foarte mic. Nu am zis că nu este, scuzați-mă, nu am zis că nu este justificată, am zis că eu nu sunt de acord cu ea. Este justificată. Aveți doi copii, v-ar fi plăcut să pierdeți câteva zile din viața lor, să nu fiți lângă ei atunci când sunt mici? Poate că dacă îl vrei așa mic, vrei să nu pierzi nicio clipă din viața lui. Da. Eu nu sunt foarte obiectivă când e vorba de copii. Eu cunosc copii de vârstă mare care sunt în sistemul de protecție, care sunt efectiv minunați și care nu au nicio șansă pentru că nici măcar nu sunt văzuți. Dar sunt minunați, incredibili și mai mult decât frumoși. Dacă aș fi vrut să pierd din viața copiilor mei,
Nu, dar dacă ar fi fost să adopt, dacă aș fi adoptat un copil de vârstă mare, fără niciun fel de ezitare. Nu aș fi cerut un copil de vârstă mică. Vă gândiți la partea aceasta a paharului, că părintele vrea să-l aibă cât mai mult, că de-aia îl dorește. Eu nu sunt obiectivă când e vorba de partea asta cu copiii din sistemul de protecție. Eu am lucrat de la 16 ani, am făcut foarte mult voluntariat. Îi știu pe cei care sunt, care au stat pe stradă când erau copii pe stradă, acum nu mai sunt, Doamne ajută. Știu cât sunt de minunați. Așa că nu sunt obiectivă când e vorba de copii aceștia. Eu cred că pot să fiu un pic mai obiectivă decât atât. Sigur că există latura aceasta că nu îți dorești să pierzi niciun minut. Pe de altă parte, există o mare componentă în succesul adopției, latura psihologică, latura științifică a teoriei atașamentului. Este foarte dificil. De asta toată lumea are apetențe pentru copii mici, pentru că legăturile de atașament se creează mult mai ușor și nu apucă să dezvolte niște mecanisme strâmbe de comunicare cu exteriorul. Pentru că una este să iei un copil la 6 luni și să înțeleagă că dacă plânge cineva vine și îl ridică și a înțeles deja mecanismul ăsta, și alta este să-l iei după ce 3 ani de zile a plâns într-un pătut și nimeni nu l-a băgat în seamă. El nu mai descifrează ulterior mecanismul ăsta. Nu are cum să-l descifreze, fiindcă pe pielea lui l-a înțeles altfel. Și este foarte greu și e nevoie de multă terapie și de multă susținere să îi recreezi încrederea în mediul exterior. Eu cred că și din perspectiva asta oamenii înțeleg că dacă este mai mic, poate că nu-și traduc în sensul ăsta. Dar cu siguranță ai nevoie. Și mai este un lucru, vine adopția... E o instituție sacră din punctul meu de vedere. Vine cu un mare bolovan când îl înghiți. Când e mic, e altfel tolerabil. Când e mare, s-ar putea să fie mai dificil. Deci succesul, sigur, și din perspectiva copilului, de personalitate formată. Exact. Și din perspectiva copilului privit, dar și din perspectiva familiei. Un copil de vârstă mare te va alege. Va vrea să fii părintele lui. Te va alege și va accepta mai ușor regulile pe care... Dar poate nu îți dorești să fii ușor neapărat, că nu e ușor să fii părinte. Nu, dar va accepta și nu zic ușor, nu mă gândesc o să fie floricele pe câmpie. Că e fericit că scapă de acolo și nu atunci știu dacă neapărat e dispus să accepte mai repede niște reguli într-o casă. Deci eu am văzut, chiar dacă copiii care sunt adoptați, au stat în familii de asistenți maternali buni, susținători și care le-au oferit tot ce au vrut, copiii au nevoie de o familie, a lor. Nu știu cum... Să nu știu într-una într-alta. Pe mine, această instituție asistentului maternal mă derutează foarte tare, pentru că eu cred că acești copii sunt ei derutați. Deci stai într-o familie în care începi să crezi că e familia ta și deodată te trezești că ar trebui să pleci într-o familie. Este că... Îi luăm pe toți de bună credință. Toți asistenții maternale și iubesc foarte mult copiii, pentru că până la urmă și o pisică, dacă o ții 3 zile în casă, te îndrăgostești și nu mai poți să o dai. Și de un copil te atașezi. Exact, te atașezi. Și după 2-3 ani, asistent maternal, trebuie să pleci într-o altă familie. Copiii se adaptează cu foarte multă ușurință și eu tot timpul am făcut... legătura cu faptul că atunci când eram eu mică, copiii erau foarte mult lăsați la bunici, la țară. Așa, da? Este. Cred că și acum, cine nu are... Cum mai să puțin decât pe vremea noastră. Da, da. Dar și se adaptau și în București și aveau o relație bună cu părinții și așa mai departe. Eu cred că noi... din punct de vedere științific, din punct de vedere emoțional, din orice punct de vedere, cunoaștem 1% din ceea ce înseamnă un copil și ce putere are el. Nu știu. Remarc copiii care știu să se adapteze, care fac față unor traume într-un mod frumos și minunat, traume pe care noi, ca și adulți, poate nu le-am face față.
Sau poate am ieșit foarte scuturați din aceste etape. Pentru că nu le înțeleg ei de aia. Și le interiorizează și le adâncesc undeva, fiindcă neputând să se uite la ea și să o descifreze trauma aia, singura variantă pentru un copil nepregătit emoțional este să o înghită. Și a înghițit-o și s-a dus în fundul sacului și la un moment dat, când devine adult, începe să-i crească și să-i dea mugurii peste tot. Cam asta este, la momentul ăsta pe care, când îi vedeți dumneavoastră, cam așa sunt. Au trecut, trebuie să se adapteze, n-au ce să facă, săraci. N-aș putea să spună că... Facă? Adică eu am văzut copii care sunt în familii de asistenți maternali, care le spun mamă și tată. Da, majoritatea cum pleacă fac de acolo? Asta adică ei ce... fac asta. Cum înțeleg? Plec de la mami nu știu care și mă duc la mami nu știu care. Cum... E o relație unică asta de filiație, chiar și asta artificială pe care o creăm prin adopție. Nu poți, cum îi explici unui copil? Mie mi se pare absolut tulburător și vorba ta, nu, inexplicabil. Nu cred că își găsesc explicația. E o relație artificială aceasta creată prin adopție până la urmă? Eu nu cred așa ceva. Deci eu nu cred așa ceva. Am spus relația de filiație e artificială, fiindcă ea nu este genetică. Filiația are o... Nici eu nu cred. Dar ne întoarcem la copiii declarați adoptabili. Sunt foarte mari perioadele, foarte lungi perioadele în care se așteaptă. Nu e ok. Se încearcă ceva, veniți cu amendamente, propuneri. Dumneavoastră, cei care lucrați acolo în sistem, nu e normal ca acești copii să stea un an într-un loc și să nu fie declarați adoptabili. Când sunt familii care vor copii mici, cum spuneați. Eu știu că acum este un proiect de lege, nu știu exact unde a ajuns el. Noi am făcut, fiecare direcție a făcut amendamente pe el. Acum nu știu exact cum o să, când o să fie promulgat. E o temă delicată pentru mine. Foarte rar o abordez pentru că nu mi-e ușor să vorbesc pe tema asta, dar de fiecare dată întreb acest lucru, de fiecare dată mi se spune încercăm și ia cât câți ani sunt. Și acești copii rămân încă în spitale, în maternități, luni întregi, după aceea în centre de plasament sau cum s-or mai numi ele acum, că nici nu știu cum să le mai zic. Și nu mi se pare corect pentru nimeni, nici pentru copii, în primul rând pentru copii, nici pentru oamenii care așteaptă și, da, justificat sau nu vor copii mai mici. Știu că se dorește schimbarea a ceva pe deschiderea de procedură, în sensul că nu se mai caută rudele până la gradul 4, se caută până la gradul 3. Termenele pe răspunsuri sunt mult mai scurte. Acum... Încercăm da. Să mai răspundem și unui telefon. Doamna Ana Maria Schulz din Germania. Bună seara, doamnă! Alo? Nu mai este în direct. A închis. Spuneați de căutarea părinților până la, cum e, cercetarea până la rudele de gradul 4. Da. Vi se pare o chestie, adică, rezolvabilă? Sunt des întâlnite cazurile în care mătușa, strămătușa vrea acel copil? Nu sunt des întâlnite. Nu sunt des întâlnite, că asta știu și eu din statistici. Atunci, de ce să se facă această tevatură? Nu știu. Câți copii adoptabili sunt acum în sectorul 4? Deci în sectorul 4 acum sunt 22 de copii, da? Și urmează să fie declarați adoptabili încă 11. Deci instituționalizați cât sunt? Acum instituționalizați 240. Și cereri pentru adopție? 87. Cum comentați procentul? Da, ideea este că noi pe sectorul 4 nu avem grupă de vârstă foarte mică. Grupa de vârstă la noi, noi avem copii cam de la 4 ani în sus. Unii au probleme de sănătate, da? Sunt foarte puțini copii care sunt până în 4 ani. Problema este că, exact cum am spus, chiar dacă unii dintre copiii care, să spunem, au peste 8 ani, sunt minunați și incredibili, nu sunt văzuți decât în momentul în care ajung în... profilul copilului greu adoptabil. De ce ajung foarte rău. Așa târziu? De ce sunt așa mari la dumneavoastră? Cei mici pentru unde că se duc? Păi nu sunt atât de mici. Noi avem o singură maternitate. Sunt un grămadă de copii lăsați în maternitate. Noi avem o singură maternitate care este nu foarte mare.
da? Și nu sunt foarte mulți care sunt abandonați, nu știu ce să vă zic. Chiar dar nu chiar avem. Ce maternitate în sectorul 4? Doar Bucur. Ah, Bucur. Am înțeles. Da, mă gândeam la această categorie greu adoptabil. Cine se încadrează în ea? Copiii care au stat mai mult de 7 luni în sistemul de adopție, fără să fi fost adoptați sau care nu au intrat în etapa de încredințare în vederea adopției. Da? Sau care sunt cu vârstă mai mare, păi ca nu intră boi. Automat. Nu intră automat. Da, uite, de exemplu, noi avem o fetiță, acum nu mai pleacă la o familie. Am scos 64 de liste pentru ea. A intrat în 2 potriviri. După ce a intrat în profilul copilului greu adoptabil, a văzut o familie și o ia. Da? Datorită istoricului medical. Nici măcar nu au vrut să o vadă. Deci cum se întâmplă? După ce ai acest atestat, ți se prezintă o listă de copii sau care e exact procedura? Poți să vii să vizualizezi o bază de date cu copii în care primești pentru profilul copilului greu adoptabil, doar pentru el. Altfel, aștepți să fii chemat... Când este unul care corespunde cererilor tale. Da, da, cum... Așa. Așa, și de acolo poți să-ți alegi din toată țara și să nu ții cont de criteriile pentru care ai fost atestat. Adică tu poți să fii atestat pentru 0-3 ani, copil sănătos, dar din profilul copilului greu adoptabil poți să iei, de exemplu, frați de vârstă mare. Ia cât o soluție pentru cei care așteaptă, deci nu trebuie să mai aștepte. Pot pur și simplu să vină... Noi pe raza sectorului 4 avem foarte multe adopții din profil. Foarte multe. Deci, practic... Și cu copii de vârstă mare, de 10 ani, 11 ani, 12 ani. Adică cum din profil? Adică au venit familiile, au vizualizat profilul copilului greu adoptabil și nu au mai vrut copii așa cum au fost atestați, copii de vârstă mică, au luat copil de 10 ani, 11 ani, 12 ani. Dar cum explicați chestiunea asta că odată ce sunt pe lista asta de greu adoptabili, se găsește o potrivire mai ușoară? Eu asta nu înțeleg. Pentru că sunt văzuți de foarte multe familii. Sunt multe familii dintre cei care sunt atestați vin să vizualizeze profilul copilului greu adoptabil. Deci văd profilul copilului într-un și computer, una este, nu? Da, și vezi poze cu copilul și una este când discută cineva despre a intrat în sistem pentru că mama căuta prin tomberoane sau mergea la cerere și alta e când vezi copilul și ți se spune n-are nicio problemă de sănătate, este bine la școală. Dar credeți că sunt necesare aceste informații că a fost găsit într-un tomberon sau nu știu. Este istoricul copilului. Trebuie, da, normal. Și eu cred că familiile adică mi s-ar părea suficient câți ani are, cum îl cheamă și dacă are probleme de sănătate până la urmă. Da. Legea spune că trebuie să pui la dispoziție familiilor care adoptă toate informațiile pe care le ai în dosar. Istoricul sociopsihomedical al copilului, nevoile de sănătate. Bun, deci aleg școlar. Din acest computer au o listă, se hotărăsc să vadă acest copil. Ce se întâmplă? Se întâlnește? Care e procedura în continuare? Procedura urmează procedura normală. Merg și vizitează copilul la domiciliul. Întrerup din nou, a revenit respectatoarea noastră. Bună seara, doamna Schulz. Bună seara. Vă ascultăm. Aș avea o întrebare. Vă rog. Am aflat de puțin timp că în urmă unui cancer nu se pot avea copii niciodată. Îmi cer scuze. Nicio problemă, aveți emoții. Ce-am putea face pentru a adopta un copil din România? Ce criterii trebuie să îndeplinite? Eu fiind româncă cu cetățenie am încă înțeles. Română, soțul meu fiind... Am înțeles și vă înțeleg și emoțiile. Încercăm un răspuns. Sigur puteți face ceva. Nu știu cine, doamnă avocat, încercați dumneavoastră să explicați. Cred că fiecare o bucățică ar trebui să trimită o cerere la NPDCA. Nu. Trebuie să vă duceți la autoritatea din landul unde locuiți, autoritatea pentru protecția copilului, da? Ok. Și să obțineți atestatul de familie aptă pentru adopție. În Germania, din câte știu eu, se dă relativ repede și relativ ușor acest atestat. Spuneți că doriți nu chiar atât de ușor, pentru că ne-am interesat, soțul meu lucrând numai noaptea, fiind
agent de pază, ni s-a spus direct, aia deja e foarte greu, având un contract de muncă nelimitat, totuși ni s-a spus, da, e greu, lucrând numai de noapte, ni se cer niște condiții, pentru mine, greu de îndeplinit, dar care în momentul în care vrei să iei un copil care e al nimănui, absurde, pur și simplu. Deci trebuie acest atestat obținut din Germania, nu în România, da, nu pot obține? Da. Decât dacă se mută în, dacă vă mutați în România. Dar unde, în ce lan stați? Poftim? Unde stați, în Germania? În Köln, în Köln. Eu aveam alte informații, în sensul că autoritatea de, pentru protecția copilului de acolo sunt destul de prietenoși, așa, și pro-adopție. Vă trimit prin mail, dacă vreți, toate cererile care le-am depus și tot. De jumătate de an tot întrebăm și ne chinuim și ni se spune tot timpul, da, vă trebuie casă mai mare ca să puteți depune cererea. Vă trebuie... avem doi căței, da, cu căței deja e greu, vă trebuie nu știu ce venituri, vă trebuie... Da. Deci pur și simplu te descurajează în a încerca în continuare să... Din păcate... Ce mi se pare foarte rău. Din sunt păcate... atâția copii care nu vor nimic altceva decât o mângâiere. Din păcate, pentru obținerea atestatului trebuie să respectați regulile de pe teritoriul statului pe care locuiți. Ulterior, autoritatea de acolo trebuie să vă trimită dosarul către autoritatea centrală din România. Ca și cetățean român, totuși? Da, ca și cetățean român. Asta este legislația. Deci atestatul trebuie din țara de unde locuiți, unde aveți domiciliu stabil. Dacă vă mutați în România, cum spunea doamna avocat, se poate rezolva un atestat, să primiți, da, un atestat în România, unde e mai simplu, înțeleg, de la doamna, da, este Neacșu. Mai, cred că începutul, chiar dacă certificatul se obține de acolo, e mai simplu dacă faci o cerere la ANPDCA și ei, prin organismele de resort, facilitează un pic lucrurile acolo. Eu cred că și asta ar putea să fie mai ales că legea prevede posibilitatea să anunți ANPDCA-ul că vrei să adopți. O secundă, că nu v-am auzit. Vă rog. Dacă mai puteți spune încă o dată numele unde să fac cererea pentru a nota? Părerea avocatului de data, da, aceasta, nu, da, la, da, lucrătorul, da, unui sistem. Doamna avocat, spuneți... O cerere către ANPDCA, care e Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și care este autoritatea centrală în adopțiile internaționale, că sunteți cetățean român, că locuiți acolo și că doriți să adoptați un copil din România. Că aveți impedimente la obținerea certificatului de familie adoptatoare în Germania și că solicitați sprijinul lor în vederea facilitării obținerii acestui atestat. Este, okay, este doar o încercare, vă doresc succes, să dea Dumnezeu să reușiți. Doamna director, mulțumesc, spune că e greu de reușit așa ceva și că mai bine insistați acolo în Germania pentru acest atestat, dar puteți încerca pe ambele căi. Poate veți, da, avea succes. Mai multe încercări, poate într-un fel reușim. Doamne ajută, să vă ajute Dumnezeu. Vă mulțumesc, o seară plăcută. Și dumneavoastră. La revedere. La revedere. Și dacă ar obține acest atestat, atunci ar putea să intre în această bază de date copii, da, pentru copii, da, greu. Da. Și în funcție de ce criterii, pentru ce criterii sunt atestați. Statele din Uniunea Europeană sunt mult mai stricte în ceea ce privește condițiile de obținere a atestatului. Toate că percepția, vedeți, este alta. Așa, da, este. Și să știți că eu știu din surse sigure că adopțiile nu durează atât de puțin în străinătate. De exemplu, știu că pentru obținerea atestatului în Franța durează aproximativ 7 luni. Da? Numai pentru obținerea atestatului. În Canada, dacă ai depășit o anumită medie ca și cuplu, nu îți mai poți obține atestatul de familie aptă pentru adopție. Dacă ai peste 40 de ani ca medie de vârstă în familie, nu îți mai poți obține atestatul. Sunt condiții mult mai restrictive. Da, sunt condiții mult mai restrictive. De exemplu, în Statele Unite, evaluarea costă foarte mult. De-aia nici nu-și permite oricine să adopte. Iarăși în Marea Britanie, iarăși este destul de dificil să adopți. Sunt anumite criterii. Dar dacă obții atestatul,
poți cu foarte, poți să-l, se trimite dosarul la Autoritatea Națională pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități, Copil și Adopție, cum se numește acum. Da, așa. Că le-au fuzionat. Da, da, da. Așa, și de acolo vei intra în baza de date și în funcție de criteriile pe care, pentru care ai fost atestat, da, vei fi potrivit cu un copil. Respirăm un pic și pe mine m-a emoționat, telespectatorul nostru era foarte emoționat, așa că vă invit să urmărim rubrica Info. Domnul avocat Constantin Sperneac Wolfer ne va vorbi despre procedura în cazul de accident ușor în Germania, după care revenim și continuăm discuția despre adopții. Să începem cu o problemă mai puțin cunoscută de turiștii români, conducători auto în Germania, dar care ne privește pe toți în viața cotidiană, și anume îndepărtarea de la fața locului în caz de accident ușor. Cazul tipic este acela în care conducătorul auto atinge sau zgârie în cadrul unei manevre de parcare sau de ieșire din parcare o altă mașină parcată în imediata apropiere sau ruperea, spargerea oglinzii în trafic sau în cadrul unei manevre în zona de parcare. În Germania, această faptă se pedepsește după codul penal conform articolului 142. Cauzatorul accidentului este obligat după lege să stopeze imediat, să cheme poliția fără întârziere la fața locului și să pună la dispoziție părții vătămate atât datele personale, nume, adresă, carnet de conducere, cât mai ales să comunice coordonatele asigurării sale. E clar că dispoziția unui conducător auto care se simte de cele mai multe ori neobservat, în special noaptea, de a aștepta și de a pierde uneori și până într-o oră, până când vine poliția sau proprietarul mașinii ușor avariată, este de multe ori minimal. În practică, conducătorul auto se îndepărtează de la locul accidentului în speranța că nu va fi văzut de nimeni, respectiv sperând ca paguba, fiind nesemnificativă din punctul său de vedere, nu va fi sesizată de către proprietar. De multe ori însă conducătorul auto care procedează la acest mod se înșală. O cameră de luat vedere ascunsă sau un martor rămas neobservat, anunță poliția. În cel mai scurt timp, poliția apare acasă și te informează politicos că tocmai s-a deschis o acțiune în urmărire penală pentru îndepărtarea nejustificată de la locul accidentului. Jurisprudența germană diferențiază privitor la pedepsele aplicabile între pagube sub 600 de euro, peste 600 de euro, dar până la suma de 1.300 de euro, respectiv pagube în valoare de peste 1.300 de euro. În cazul unei pagube sub 600 de euro, de exemplu spargerea unei oglinzi, pedeapsa este o amendă contravențională, acțiunea penală se stinge prin plata amenzii. În cazul unei pagube peste 600 de euro până la 1.300 de euro, reprezentând cazul cel mai frecvent în practică, de exemplu o zgârietură masivă pe caroserie sau ruperea oglinzii, pedeapsa constă într-o amendă penală până la volumul unui salariu lunar, 2 puncte din 8 posibile trecute în catalogul central de contravenții și suspendarea carnetului de conducere pe o perioadă de până la 3 luni de zile. În cazul unei pagube peste 1.300 de euro, condamnarea constă într-o amendă penală în valoarea a 3 salarii lunare, 3 puncte din 8 posibile în catalogul central de contravenții și suspendarea carnetului de conducere pe o perioadă de 6 luni de zile. În cazul în care în accident sunt implicate și persoane fizice care au suferit leziuni, pedeapsa este de închisoare până la un an. Cum pot ieși din această situație? Pot să mă răzgândesc și să mă întorc imediat în locul accidentului, îndeplinind obligațiile informaționale referitoare în special la asigurare. Acest fapt reprezintă o tentativă care se pedepsește mult mai ușor decât fapta consumată. Sau pot de asemenea să anunț într-un interval de maximal 24 de ore poliția, furnizând informațiile respective, caz în care pedeapsa se poate reduce substanțial. Problema este ca anunțul să survină înainte ca proprietarul mașinii să fie anunțat deja poliția în prealabil.
sau, în final, punând în discuție paguba reală pentru o expertiză tehnică proprie, din care rezultă că paguba nu se cifrează la o sumă de peste 1.300 de euro, ci sub această sumă, cu consecințele care le-am amintit înainte. Am revenit în studio și avem un mesaj, de fapt o întrebare de la o telespectatoare care ne spune că locuiește în Italia de 16 ani, căsătorită cu un italian și dorește să adopte un copil din România. Au avut deja două propuneri din partea autorităților din țară, însă adopția nu a fost finalizată din cauza unor motive de incompatibilitate. Acum o lună au fost sunați pentru a cunoaște un băiețel. Conform legilor din România, trebuie să locuiască pe teritoriul țării timp de 30 de zile și să aibă minimum 8 întâlniri, așa cum spuneați, cu copilul. Problema este însă că soțul și-a schimbat recent locul de muncă și nu poate să ajungă decât în decembrie în România. Nu au primit încă niciun răspuns, au anunțat autoritățile ce pot să facă. Trebuie să aștepte să primească răspunsul. Mi-e greu să cred că dacă au fost selectați, se va trece peste selecție cu ușurință și nu se va ține cont de faptul că pot să meargă abia în decembrie. Deci nu fi așteptați, cel mai probabil. Probabil, sunt câteva zile mai sunt până în decembrie, adică nu știu acum când au fost anunțați, că dacă au fost anunțați în august și ei puteau să vină în decembrie... Nu precizează. Nu pot să fie așteptați pentru că se ratează șansa copilului respectiv. Am înțeles. Și dacă nu o să meargă, dacă l-așteaptă 6 luni de zile până zice o familie că vine și intervine ceva și nu mai vine și copilul ăla stă 6 luni așa blocat, n-ar fi corect. Am înțeles. Deci depinde de perioada pe care trebuie să o aștepte copilul. Dacă sunt câteva zile, 5 zile, 10 zile, da. Am înțeles. Mă duce spre următoarea întrebare. Ce se întâmplă după ce ai selectat acest copil după lista de copii greu adoptabili? Că înțeleg că acolo este problema. Cum faci? Cum cunoști copilul? Ce se întâmplă? Ce înseamnă incompatibilitate? Că tot întâlnesc acest termen pe care mă străduiesc foarte greu să-l înțeleg, pentru că la o familie naturală nici nu se pune în discuție această temă. Deși există de multe ori. Nu aș vrea să comentez această incompatibilitate. Mai ales că copilul nu are nimic de spus. Așa. Dar după ce vizualizează profilul copilului greu adoptabil, se trimit la direcția de la domiciliu familiei potențial adoptatoare, se trimit informații cu privire la istoricul copilului, nevoile lui de sănătate, ce s-a întâmplat până atunci în viața copilului, informații existente la dosarul lui. Familia poate să opteze dacă merge în vizită la copil sau dacă nu merge. Spune, doamne, uite, eu din ce am citit m-am speriat, are un istoric medical dezastruos, nu mi-am dat seama și mă opresc, nu pot să duc. Mie mi se pare corect așa. Cum mi se pare corect și să spui, da, eu uite, aș vrea totuși să-l văd, să văd dacă cum o să fie la prima întâlnire și să vedem de acolo, să o luăm încet, încet. Dacă optează pentru a doua variantă, vor putea să meargă la domiciliul copilului și să viziteze copilul. Și cam după 2-3 vizite, trebuie să dea un răspuns dacă merg în continuare în potrivire sau se opresc. Împotrivire însemnând că au dreptul la cele 8 vizite care l-a amintat. Minim 8 vizite. Minim 8 vizite supravegheate. Da? Adică dacă noi specialiștii constatăm că copilul nu s-a adaptat sau mai are nevoie de timp, vom oferi acest timp copilului. Am înțeles. Încă un telefon de la domnul Belcanu. Bună seara, domnule! Alo, bună seara! Bună seara! Vreau și eu să discut, aș vrea să adopt și eu un copil și... De unde ne sunați întâi? Unde locuiți? În județul Vâlcea. Deci în România, vă ascultăm. În România, da. Da. Deci vreți să adoptați un copil și... Continuați povestea. În comuna Odeșea, în județul Vâlcea. Da. Ascultăm, vreți să știți ce aveți de făcut?
Asta vreți să știți? Vreau să-mi spuneți și mie condițiile, că am crescut doi copii. Da. O fetiță am în București, este asistentă medicală, un băiat l-am la Sibiu, lucrează la mașină. Deci aveți doi copii ai dumneavoastră natural mari deja. Da, mari și aș dori să fie un copil, să-l adopt. Mai vreți un copil? Da. Și special un băiat. Vreți încă unul, am înțeles. Da, un băiat. Băiat aș vrea. Am înțeles, un băiat ați vrea. Da. Ce aveți de făcut? Asta doriți să știți. Exact. Doamnă? Trebuie să vă duceți la... Da, da, da. M-auziți? Bună seara! Vă aud bine, să rămână. Trebuie să vă duceți la Direcția pentru Protecția Copilului din Vâlcea, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vâlcea, da. Și să depuneți acolo o cerere însoțit de niște acte ca să obțineți atestatul de familie sau persoană aptă pentru adopție. Da. E făcut asta. Ați făcut acest lucru? Aveți deja dosarul, atestatul acesta? Am fost acum prin iulie. Da. Și mi s-a spus că momentan nu au. Să mai trec prin septembrie. Am înțeles, aveți deja atestatul de familie sau persoană adoptatoare? Deja ați obținut acest atestat? Păi nu l-am obținut pentru că mi-a zis să trec prin septembrie și când m-am dus în septembrie... Nu e legat de copil. Dumneavoastră trebuie să treceți de niște, nu știu... Etape. Etape. De o evaluare. De o evaluare pentru a primi un atestat de părinte adoptator. În primul rând, indiferent dacă sunt sau nu sunt copii de adoptat. Adoptabili. Deci această etapă nu are încă legătură cu un copil, și doar cu situația dumneavoastră și evaluarea dumneavoastră. Și rugămintea mea care este? Unde trebuie să merg să obțin acest atestat? Mai spuneți-o dată, doamnă, vă rog. La Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, Vâlcea. A, județul Vâlcea. Da, 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 am înțeles, am înțeles. La serviciu adopții, vă duceți acolo, da? Cu ce acte? Cu și o să vă spună, o să vă dea acolo o listă cu actele care sunt necesare. Acte de stare civilă, acte medicale, acte de venit, contractul casei, da? Am înțeles, dar încă o întrebare care vreau să mi-o spuneți. Mai mi-acordă acest copil la vârsta de 51 de ani? Atâta am eu vârsta. Există criteriu de vârstă? Nu există criteriu de vârstă. Dar acum depinde ce copil vreți să adoptați. Păi eu aș dori... Nu contează, că nu... Cum să zic? Aș dori să adopt un copil, dar mă gândesc că la 51 de ani mai mi-acordă, nu mai mi-acordă. Da, deci nu există această condiție de vârstă, spune doamna Neacșu. Deci, da, din punct de vedere al vârstei, vă încadrați în condiția de a fi părinte. Trebuie să aveți o locuință stabilă, probabil un venit stabil, nu? Cam acestea ar fi condițiile și să fiți sănătos, bănuiesc. Da. Păi sunt sănătos, am serviciu, lucrez. E perfect atunci. Mergeți cu toate aceste acte, așteptați acest atestat și după aceea intrați în baza de date și, cum spunea doamna, puteți să adoptați un copil din categoria... Profilul copilului greu adoptabil. Exact. Ați înțeles? Am înțeles. Okay. Am înțeles și mai am o întrebare la doamna avocat. Vă rog. Mi-asigură ceva statul, ceva condiții? La ce vă referiți? Deci, dacă eu înfiez un copil, mi-asigură statul ceva condiții? Adică ca ce? Ajutor pentru copil? Niște bani pentru copil, asta aveți? Alocația pe care o primește orice copil în România. 200 de ron. Cred că 150. 150 este, da. Da, da, da. Dacă e un copil, sigur, minor, nu minor poate fi. Ca să primească... Da, ca să fie adoptabil. Și probabil un concediu de până la un an de zile. Dacă e copilul mic. Da. Nu, nu. Acum există... Spuneți. Da, spuneți dumneavoastră. Păi deci... Dorința mea aș dori să-l iau mic, așa, la un an, ca să-mi zică tata. Cum spunea doamna Neacșu, vă spun tată și dacă au 7 ani când îi luați. Nu, doamne? Da.
Știu că are cineva aici la mine, în Oteșani, a adoptat o fetiță și a luat-o de 3 ani. Și zice, mamă, da, tată. Deci îndepliniți condițiile, obțineți atestatul acela și o să puteți adopta un copil. Și sper aveți să... și concediu de acomodare un an. Un concediu de acomodare un an și alocația de întreținere a copilului, pe care o primește orice copil în România, nu? Altceva? Da. Nu. Succes și Doamne ajută! Să fiți sănătos, să luați copilul, să-l creșteți până la 100 de ani, să aveți dumneavoastră când... Da, revenim la faze, la etape. Mergi și vizitezi copilul, consider că îți place... Depui cerere de încredințare în vederea adopției. Așa. Această cerere este prezentată în fața tribunalului, de la domiciliul copilului. Se pronunță încredințarea în vederea adopției, care de cele mai multe ori, din păcate, în mod greșit, este văzută ca o perioadă de, nu știu, de... Adaptare. De adaptare, da. De acomodare. De... Nu este... Nu este așa. Ciudat este... în astfel de caz sună. Cuvântul ăsta e nepotrivit total. Da. Este o perioadă în care se dă copilului această perioadă pentru a se putea integra în familia adoptivă. Trebuie să ținem cont că procesul de adopție are în centrul lui copilul, nu familia care adoptă. Și totul e pornit din jurul copilului. Ce e bine pentru copil? Asta da? Vreau să vă întreb. Pe copil îl întreabă cineva ceva? Da. Și culmea e că chiar se ține cont de ceea ce zice copilul. Așa e și normal, da. Da. Dacă are 10 ani. Dacă nu are 10 ani, în funcție de gradul de maturizare. Da. Instanțele, cel puțin din București, audiază copiii da. Și de la 7-8 ani. Și de la 5, și de la 6. Depinde de gradul. Această perioadă de încredințare? Minim 90 de zile, cu posibilitatea de prelungire încă 90 de zile. În ce condiții se prelungește? Dacă cere familia, dacă cere specialistul, dacă vrea copilul? Dacă cere familia, specialistul sau copilul. Depinde de situații. Dacă integrarea nu s-a făcut încă și toți actorii implicați, adică și familia și copilul, mai au nevoie de un pic de timp, li se acordă acest timp. Da? Și dacă familia decide că nu, ce se întâmplă? O adopție nu poți să o faci cu forța, din păcate. Nu ai cum să faci. Dar de obicei vă spun că familiile când ajung în această etapă se gândesc destul de bine. Și noi, pe raza sectorului 4, iarăși în 17 ani de muncă în adopții, cred că am avut două adopții unde s-au prelungit încredințarea în vederea adopției. Dar s-au finalizat, sper. S-au finalizat și una care nu s-a finalizat. Cât timp este monitorizat, că vorbeam despre această monitorizare a familiei după ce a adoptat copilul? 2 ani de zile minim, cu rapoarte trimestriale. Da. Ce înseamnă monitorizarea asta? Se fac vizite la domiciliul copilului și se vede cum este îngrijit, dacă este bine, progresele pe care le înregistrează. Domnul avocat, unde intervin greutățile în acest proces? Știți bine că ați venit de multe ori la această emisiune, ați avut multe întrebări și sunt oameni care spun că nu reușesc să depășească aceste etape. Unde intervin problemele? Eu cred că în momentul în care deja se încredințează în vederea adopției, n-ar mai trebui să fie probleme de procedură. Problemele, că discutăm acum despre încredințarea în vederea adopției și care în opinia mea este esențială, indiferent cum sună, pentru că nu există o delimitare între opinia copilului sau gradul de integrare a copilului și opinia părinților și gradul lor de e un tot indisolubil. Adică da, e adevărat, poate că nu întreabă nimeni copilul, dar până la urmă părinții sunt oglinda. Deci dacă părinții nu sunt confortabili, cu siguranță e o chestiune de timp până copilul să resimtă lucrul ăsta. Și eu cred că de la momentul 94-95, când veneau străinii și salvau ce se putea salva din România,
în materia copiilor instituționalizați și știm cu toții ororile de atunci. Am trecut într-un heirupism în care direcțiile de protecție a copilului nu știu cum să facă adopții repede ca să iasă bine pe statistici. Și să știți că nu sunt cazuri singulare, nu știu la sectorul 4 să zic, dar în Ilfov și în București sunt foarte multe cazuri de adopții, nu acum, deci încuviințate, și peste 10-15 ani vin și sunt desființate fie la solicitarea copilului, fie la solicitarea părinților. Există această posibilitate și asta era o întrebare pe care am mai primit-o. Nu poți să desfaci adopția decât dacă ai sărit o etapă legală. Deci să fie desfăcută adopția nu se poate. Că vin părinții și spun la adolescență, nu mă mai înțeleg cu copilul, vreau să-l luați înapoi. Nu, dar copii. Și dacă vine copilul și spune, că vorbeați de adolescență. La adolescență copilul Noi nu am avut cazuri din astea și nici nu am auzit de cazuri din astea. Ba, sunt. Or fi. Eu personal nu am. Se vede ce este acolo, dar copilul nu poate să ia această decizie. Nu se ține cont de decizie. Trebuie văzut exact despre ce este vorba acolo. De ce? Ce l-ar face pe un copil să spună nu te mai vreau pe tine, părinte, pe care te-am cunoscut? Că nu mi-ai cumpărat ultimul model de telefon, spre exemplu. În continuare Știți spun. Că se poate da, în continuare da. Spun, n-am avut niciun caz așa. Am avut dimpotrivă cazuri în care familiile care au adoptat au vrut să aducă înapoi copiii când aceștia erau la adolescență din cauza faptului că aveau un comportament indezirabil lor. Dar și acolo s-au rezolvat cu consiliere și cu terapie și așa mai departe. Nu aș vrea să... Nu știu... Mie îmi plac foarte mult familiile care adoptă. Numai un om deosebit poate să meargă pe drumul ăsta. Drumul ăsta nu este pentru oricine. Noi, ca și națiune, ne-am deschis foarte mult către acest proces. În 2001-2002... Păi, până nu de mult era chiar rușinos să spui. Exact asta vroiam să spun. Multe familii care nu spun copiilor asta pentru că societatea noastră... Nu mai este chiar așa. Nu spun că ne-am deschis ca o floare sau așa, dar mentalitatea s-a schimbat. Și sunt dispuși, de exemplu, acum să ia copii cu dizabilități, da? Care au întârzieri în dezvoltare, întârzieri în dezvoltare globală, întârziere psihică și lucrează cu ei și își asumă acești copii cu probleme de sănătate. Spuneți dumneavoastră că societatea noastră a evoluat. Încet, încet. Doamne ajută, da? Îmi cer scuze, o să avem un telefon de Aitoma din Australia pentru doamna avocat, nu cred că e la temă. Vă ascultăm, domnule. Bună seara. Bună ziua, de fapt. Numele meu e Nița Nicolae. Vă rog. Din nou. Am înțeles. Întrebarea dumneavoastră. Întrebarea mea este soția mea a decedat în luna aprilie 19 anul ăsta și probleme cu clasa de pensii că nu vrea să mă trimită ajutorul de mormântare. Păi a decedat în Australia? A decedat în Australia, am trimis... Da, în Australia a decedat. Păi și certificat de deces. Era pensionar în România, probabil, avea pensie din România, bănuiesc. Avea pensie din România soția dumneavoastră? Domnule Niță, soția dumneavoastră primea pensie din România? Da, primea pensie din România, desigur, și avea asigurare. Ar fi putut să o primească. Ar fi putut să primească acest ajutor. Da. Faceți o cerere în scris. Să vă dea refuzul în scris. Confirmare de primire, da. Normal ar fi să primiți acest ajutor. Dacă era pensionară în plată, da.
Revenim la tema noastră. Slavă Domnului, a spus că nu există astfel de cazuri, cel puțin în practica dumneavoastră nu ați întâlnit, să nici nu existe. Ce se întâmplă însă cu acești copii greu adoptabili pe care spuneați că poate nu-i vede nimeni niciodată, nu ajunge să-i vadă nicio familie care ar vrea copii? Ce se întâmplă în zilele noastre cu ei? Din păcate, ei vor rămâne în sistemul de protecție. Mai exact. Deci în centre de plasament sau... Nu mai există, sau, mă rog, se vor desfința centrele de plasament. Acum sunt ori case de tip familial, ori în asistență maternală. Și după... Ei, după vârsta de 14 ani, nu vor mai fi declarați adoptabili. Da? Se va declara nulitatea deschiderii procedurii de adopție, adică filiația nu va mai fi ruptă de părinți. Da. Ce categorii sunt cele mai căutate? Spuneați până în 2 ani sau 3 ani, sau cum spuneați, care sunt cei mai căutați copii? Da, copiii de vârstă mică, până în 3 ani. Și cei mai greu adoptabili, probabil copiii... Mari, peste 10 ani. Și cu probleme de sănătate. Și cu probleme de sănătate, da. Și asistenții maternali iau acești copii cu probleme de sănătate, în general? Da, unii da. Sunt susținuți de către de stat, în mod special? Au prioritate. Dacă au îngrijit copilul mai mult de 6 luni, au prioritate în a-l adopta. Ce se întâmplă în cazul unui copil adoptabil, în categoria fericită, cerută de toată lumea, când este cerut și de o familie de care locuiește în România și de o familie care locuiește în străinătate? Nu se poate întâmpla așa ceva. Pentru că nu... Deci o singură familie poate să vadă un copil. Nu pot să vadă două familii un copil. Nu există această posibilitate. Ce se întâmplă în cazul în care există copii abandonați pe care nu-i vede nimeni, iar în momentul în care părinții sunt chemați în instanță spun că nu sunt de acord ca ei să fie declarați adoptabili? Asta rămâne la latitudinea instanței. Instanța are posibilitatea să se prezinte, să se pronunțe numai cu privire la un refuz nejustificat. Nejustificat, da. Da, deci numai acolo poate instanța de judecată să vină și să tranșeze, să aprecieze dacă refuzul de a consimți la adopție poate sau nu să îmbrace caracterele unui refuz nejustificat. Aia e ceea ce cenzurează instanța. În rest, dacă vin... un caz concret în care o mamă venea de fiecare dată în instanță și spunea că nu are copil de dat spre adopție, dar nu-l vizita absolut deloc în perioada dintre aceste procese. Ce se întâmplă? Și a durat această tărăgânare 5 ani. Instanța de judecată ar fi putut să aprecieze acest refuz ca fiind unul nejustificat, pentru că nu avea niciun corespondent în acțiunile ei. Simplu consimțământ, simpla exprimare de poziție neurmată de niciun act în sensul ăsta, prima dată poate că ai putea să-i dai eficiență, dar a doua oară, dacă ai deja un reper de timp în care poți să faci aprecierea a ceea ce a făcut această mamă pentru fiu sau pentru fiică și vezi că nu a făcut nimic, atunci tu poți să-ți asumi și să apreciezi că e un refuz nejustificat și să-l surmontezi. Dar există un termen în care, adică, ok, te-am suportat 6 luni, încă 6 luni, încă 6 luni. De câte ori poate să spună că nu-l dă spre adopție și să nu vină să-l viziteze? În opinia mea, doar de 2 ori. Prima dată când o crezi pe cuvânt și a doua oară când ai un reper de timp în spatele căruia te întorci și vezi ce a făcut. De ce nu vrea? Păi vrea să-l ia înapoi, fiindcă există acest principiu al faptului că copiii trebuie crescuți de părinții lor, firești. Și atunci e o cântărire greu de făcut pentru o instanță de judecată dacă să îi trimită înapoi în familia lor biologică sau să îi dea spre adopție. Versus, este un refuz întemeiat sau este un refuz nejustificat? E foarte greu. Aici discutăm cazuri și teorii, dar momentul în care ești în postura aia e foarte greu de tranșat. Mai avem un telefon de la domnul Marin Valerică. Bună seara! Bună seara, Serona! Vă ascultăm! Deci, aș întreba dacă noi persoanele cu handicap de gradul 1 și am soția, deci aptă de muncă, deci
Și aș vrea să știu dacă noi persoanele, deci cu distrofia asta musculară care o avem, soția este aptă de muncă, dacă am putea înfia un copil. Doamnă. Depinde foarte mult pentru ce aveți certificatul de încadrare în handicap. Și gradul 1, dacă este cu însoțitor sau fără însoțitor, sunt multe de analizat acolo. Soția muncește, nu muncește, aveți condiții? Deci, da, condiții. Am casa mea, sunt proprietar pe casă, adică să fac camera copilului mobilată, cu baie, cu ce avem, că deci baia este necesitate. Aveți da, vă ascult. Scuzați-mă, aveți încadrare în grad de handicap cu un soțitor? Da, dar sunt cu penizația care o iau de la primărie. Adică nu aveți însoțitor? Deci însoțitorul mi-i dă primăria. Ce scrie pe certificatul de dumneavoastră? Îi dă indemnizația. Aveți indemnizație pentru însoțitor. Din păcate, faptul că aveți certificat gradul 1 cu însoțitor, acest însoțitor și gradul pe care îl aveți, înseamnă că aveți o boală gravă și că nu vă puteți îngriji singur. Da. E certificatul și de handicap scrie cu asistent personal. Și din păcate, eu cred că există o incompatibilitate aici. Legislația nu o prevede, dar trebuie să mergeți și să vorbiți la Direcția pentru Protecția, Direcția de Asistență Socială și Protecția Copilului de la domiciliul dumneavoastră. Încă o întrebare pentru doamna avocat, dacă s-ar putea. Vă rog. Da. De exemplu, eu sunt bolnav cu boara asta care este distrofia musculară și se moștenește. Așa. Și mai am un copil. Și m-am moștenit cu această boală de distrofie musculară. Deci nu aș mai vrea să dau naștere la alt copil fiind. Am înțeles. Spunându-mi doctorul că pot să fac altă persoană cu handicap. Alt copil bolnav. Așa. N-aș vrea să fac termenii mei o sână de persoane cu handicap. Aș vrea să iau un copil sănătos, adică ca să împreună cu copilul care l-am meu cu diagnosticul ăsta de distrofie musculară, ca cândva să are și el un suflet sănătos lângă. Am înțeles părerea dumneavoastră, dar dosarul cred că trebuie analizat, depinde de gradul de handicap puțin și motivația probabil, pentru exact. Care doriți să adoptați. Și modul cum vedeți dumneavoastră că veți putea îngriji cei doi copii. Asta e. Asta e, știți, o chestiune ideea intimă, că, da, de ce adopt. De ce adopți, asta fiecare își traduce altfel asta. Cei de la Protecția Copilului întotdeauna au apetența asta că nu pentru noi părinții, pentru copii. Dar până la urmă e o salvare reciprocă acolo. Și a părinților și a copilului și nu putem să îi încalcăm. E egoist, trebuie să te iubească și pe tine cineva, chiar dacă n-ai făcut copil. Nu, și copilul te și iubește. Domnul acesta a spus, da. Deci e o dovadă mai mare de afecțiune paternă, apropo de profilul familiei pe care l-ați descris noastră ca adoptatoare, mi se pare superb. El își dorește un copil, vrea să-l crească pentru fiul lui. Da. Se încadrează, doamnă, în motivele direcției? Adică se ține cont, se analizează dosar cu dosar? Se analizează cu foarte mare atenție. Asta vreau să sau sunt doar niște proceduri, niște formulare? Se analizează cu foarte mare atenție și trebuie văzut exact despre ce este vorba. Fiecare dosar are particularitatea lui. Deci merită să încercați concluzia asta. Da. Și eu aș încerca. Succes și Doamne ajută să fiți sănătos și nu aș vrea să dau idei, dar și acest tip de întrebare l-am primit. Ce se întâmplă în cazul în care vrei să abandonezi un copil? Cum faci asta?
Dar de ce să-l abandonezi când poți? Păi nu știu, să-l lași acolo la spital, nu am știut cum să formulez. Oricum termenul este foarte nepotrivit orice îi face. Da, oricum și legea descrie copilul abandonat de ambii părinți. Da. Ce se întâmplă? Îl preia protecția copilului. Nu, ce faci? Te duci acolo și spui... Păi spui că nu vrei să-l iei, dar... Păi nu, că fug când e al tău natural, părinte natural, da. Mamă naturală, că de obicei mama când e singură face asta. Da, și îl lași acolo, spui asistentului social, uite, eu nu pot să-l iau sau fugi. Și atunci în general, dar de obicei ești căutat cu poliția, vezi care sunt motivele care au stat, ești consiliat, că poate, de obicei, după naștere, poate te sperii și poate nu e cele mai bune decizii. Există prevenirea separării copilului de familie, da? Sunt tot felul de programe care sunt dezvoltate în sensul ăsta. Ce se întâmplă în cazul mamelor minore? De ce minoră vine la maternitate și spune... Asta e, eu nu pot să-l iau? O să râdeți, dar în ultimul timp mamele minore împreună cu bunicii își iau copiii acasă. Chiar... Să presupunem că vine singură la spital să nască și spune acest lucru. Ce se întâmplă? Care ar fi procedura? Vine cineva, un consilier? Bineînțeles sau... că vine un consilier și exact cum am spus și mai devreme, în primul rând când te internezi îți trebuie un act de identitate. Ești legitimat, dacă nu te, dacă nu ai actul de identitate la tine, vine poliția și te identifică, da, astfel încât să nu abandonezi copilul. Există alte modalități, poți decide singură sau dacă ești minor, sunt întrebați și părinții. Sunt întrebați și părinții. Deci se cheamă și părinții și se stă de vorbă și părinții. Părerea unanimă la noi aici, percepția unanimă, este că această procedură de adopție merge greu și nu așa cum ar trebui, în România mă refer. Din punctul dumneavoastră de vedere, unde ar trebui umplat, așa ca o concluzie, pentru a se ușura puțin și pentru ca numărul acestor copii să fie din ce în ce mai mic? Copiii rămași acolo, nu ci copiii adoptați. Eu aș face, pe lângă toate instanțele din țară, Tribunalul Copilului. Pe lângă toate instanțele din țară. Aș umbla un pic și pe... rudele alea până la gradul 4, dar știți că există Tribunalul Copilului și anumit... pe hârtie, da? Există în anumite, da, în anumite județe și există, este cred că e unul singur la Brașov. Da. Și este și la Brașov și mi se pare că la Cluj, cred că. Da, cred că da. Nu? La Brașov este, dar nu Tribunalul Copilului e soluția, fiindcă avem instanțe de tutelă, sunt complete de familie și sunt foarte specializate, adică sunt complete care intră numai pe aceste chestiuni, sunt super bine instruiți. Nu cred că ne lipsește, sigur am discutat înainte de emisiune de termenele acestea foarte lungi în care se pierd și în parcursul procedurii judiciare cu redactarea hotărârilor și pentru procedura de adopție termenele sunt de la comunicare, de la rămânere definitivă, se adună și acolo probabil niște, poate că ar trebui stabilite niște instanțe care să facă numai adopții, nu acțiuni de în materia familiei, deci numai pe adopție, dar dacă nu s-au făcut până acum înseamnă că nici nu sunt atât de multe. Și din nou avem un scurt circuit, fără să merg neapărat într-o zonă patrimonială, dar avem o cerere imensă, o ofertă imensă și nu reușim să-i facem să se întâlnească. Avem eu aici o statistică conform căreia doar 85,5% din familii doresc să adopte copii mai mici de 7 ani. Cum i-ați convinge să adopte copii mai mari? Noi am convins pe... Să terminăm așa emisiunea. Noi am convins pe noștri și, în primul rând, prin faptul că, exact așa cum am mai spus, un copil mare te alege, cu un copil mare te înțelege altfel. Trauma există și la copilul mic, el nu poate să o explice și să o exprime. O exprimă prin plâns, prin alte comportamente. Deci cel puțin văzuți merită și acești copii. Clar, unii sunt minunați. Doamnelor, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc și dumneavoastră, mulțumesc Sense România pentru vestimentația din această seară. La revedere și o seară excelentă, ne revedem lunea viitoare. La revedere!